Municipalitatea Timișoreana a pierdut lupta cu zăpada. Grămezi de zăpadă pot fi văzute pe marginea șoselelor și în locurile de parcare. Pe lângă faptul că există foarte puține locuri unde timișorenii își pot lăsa mașinile și acestea sunt acoperite cu zăpadă. În jurul piețelor, locurile de parcare s-au redus la jumătate. Primăria curăță zăpada în oraș cu ajutorul persoanelor lipsite de libertate. Deținuții au fost scoși în stradă la solicitarea Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Justiției numărul 420 din februarie 2011. Astfel, persoanele condamnate pot presta muncă pe bază de voluntariat. Aproximativ 30 de deținuți curăță zăpada în piața Badea Cârțan. Aici există mormane de zăpadă care se află pe carosabil și în locurile de parcare. Firmele care au contract pentru dezăpezirea orașului cu primăria Timișoara nu au fost amendate până în prezent, chiar dacă în oraș se circulă foarte greu.